Aici prețuiesc iubirea mai mult ca orice. Mi-e tare dor. Este unul din gândurile unei tinere de doar 25 de ani, ajuns în închisoare pentru trafic de persoane. Bine v-am regăsit! Sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Avea puțin peste 20 de ani când a ajuns în închisoare. A crezut că are noroc și va putea scăpa. În momentul de față este un om liber, a petrecut în închisoare mai bine de 4 ani. Cine este această tânără și cum a ajuns în închisoare, aflați imediat. Pentru tânăra din aceste imagini, închisoarea este de acum doar o amintire urâtă. Este o tânără bucureșteancă pe care rebeliunea adolescenței a adus-o în lumea cu prea mult dor a condamnaților. Povestea acestei tinere poate fi pentru oricine o lecție pertinentă de viață. În momentul difuzării acestui material, Mariana este liberă. Își începe o nouă viață departe de anii de detenție. Mariana Iancu are 25 de ani și, de acum, planuri mărețe pentru viitorul ei și al copilei sale. Mariana avea puțin peste 20 de ani când a fost arestată. A fost, ulterior, condamnată la 6 ani și 4 luni de închisoare pentru o faptă destul de gravă, trafic de persoane. Cum e la închisoare? Foarte greu. De ce? Este prea multă suferință, prea mult dor, foarte multe regrete. Cât de greu te-ai obișnuit cu locul ăsta? Nu pot să spun că m-am obișnuit. Nici de acomodat, nu știu cum să vă spun. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Ți-a adus aminte prima zi? Da. Mi s-a luat pământul de sub picioare. Mi s-a tăiat filmul. Nu mai exista speranță, nu mai exista nicio șansă. Așa credeam eu atunci. Știai ceva despre închisoare înainte să vii? Nu foarte multe. Dar ce s-a întâmplat de ai ajuns aici? Anturajul, prietenia, vrea mai mult. Adică am crescut într-o familie decentă, care aveam strictul necesar, dar m-am făcut mai mare și am făcut un copil, m-am despărțit. Am intrat în anturaj mai prost. Am început să consum sperfiante și vroiam din ce în ce mai mult. Am cunoscut o fată care se ocupa cu prostituția, dar ea lucra la stradă. Eu i-am propus să o bag pe un site și așa am ajuns aici. Familia ta știa cu ce te ocupi? Nu. Bănuia, dar nu știau, că eu negam tot timpul. Și ai câștigat bine în toată povestea asta? Nu e vorba de câștig, că nu are preț libertatea. Cum a fost când ai ajuns pentru prima dată într-o sală de judecată? Nici nu realizam, eram aeriană, nu prea înțelegeam nimic din ce se întâmplă. Când ai auzit condamnarea? Am auzit condamnarea? Mi s-a făcut rău. Îmi dăduse prima oară 9 ani jumate. Mi s-a făcut rău. I-am revenit. Când ai intrat pe partea închisorii, cum a fost? Mi-am lăsat bagajul și nu vreau să plec, să mă duc. Domnișoarele polițiste care erau tot mă strigau, doar am zis, eu nu mai merg. Eu rămân aici. Până la urmă m-am dus. Aveam încotro. Prima noapte la închisoare? N-am dormit 2 zile. N-am putut dormi. Nu puteam să accept că sunt închisă. Nu puteam să accept că nu mai sunt lângă familia mea, lângă copilul meu. Era foarte greu.
Câți ani aveai când ai venit la închisoare? 21 de ani. Ți-a reproșat ceva familia? Da. Dar în același timp au fost și lângă mine. Ce ți-a reproșat? Când îți spuneam că tu faci ceva și negai, nu ne-ai ascultat, să nu mai umbli cu ăla, să nu mai faci cu ăla. Și tot așa. Reproșuri. Care erau adevărate, aveau dreptate. Copilul tău cât de mare e? În noiembrie face 6 ani, am o fetiță. Știe unde ești? Da. Dar nu știe cum și ce. Avea un an jumate când m-au arestat, era prea mică și nu... Ea știe că sunt la închisoare, pentru că a fost mereu să mă viziteze. A aflat de la părinți, tot au vorbit prin casă, tot știe lucrul acesta. Mi-a pus o întrebare. I-am pune mereu, acum știe că trebuie să mă duc acasă și îmi pune tot timpul o întrebare, o întrebare, cu întrebări. Și m-a întrebat dacă iarăși. Și am zis, nu, nici să nu te gândești. Nu o să te mai las niciodată. Mariana a fost încarcerată 4 ani și 3 luni, un timp în care s-a maturizat și a încercat să evolueze. A mai făcut chiar un an de școală. Era o copilă când a renunțat să se mai ducă la cursuri. A considerat că nu are prea mult timp de joacă și de stat pe afară, așa că, în clasa a 4-a, a refuzat să se mai ducă la școală. Părinții nu au avut ce să-i facă. Fata, pur și simplu, nu a dorit să se mai ducă la școală. Odată cu refuzul de a merge în clasă, a început și viața aventuroasă a copilei. Ușor, ușor, a luat-o pe un drum al infracțiunilor. Ce lume ai găsit la închisoare? Fel și fel de persoane. Nu știu, trăim în același lume, dar parcă suntem din lumi diferite, nu știu. Cu fel și fel de caractere, mai bune, mai rele, mai... Ți-ai făcut prieteni aici? Prietene nu, nu pot să zic că mi-am făcut cunoștințe. Mi-am făcut prietene, adică e o singură fată care o cunosc de acasă. Și aici am ținut una cu alta. Pot să o numesc pe ea prietenă, dar o cunosc de acasă, nu de aici. De ce nu poți să faci prieteni, prieteni aici? Pentru că nu există prieteni la pușcărie. De ce? Pentru că aici toată lumea e hoață, aici e lupta pentru supraviețuire. Acum vorbești cu ele, te duc, te bârfezi și tot așa. E lipsa lor de ocupație. Hai să nu punem pe toată lumea, dar zic majoritatea. Și de-aia n-am nicio încredere, nici cealaltă persoană de lângă mine. Cum trebuie să te comporți aici ca să supraviețuiești? Păi de supraviețuie, supraviețuiești oricum, că nu se face nimeni nimic. Cum trebuie să respecti regulamentul, să încerci să te integrezi, să te reabilitezi. Dacă vrei să ajungi acasă și vrei să nu mai vii aici. Pe tine te-a schimbat închisoarea în bine sau în rău? În bine. M-a schimbat foarte mult. Când am venit aici eram așa... Eu credeam că tot ce se zboară se mănâncă. Adică mie nu făcea nimeni nimic. Nu exista poliție, nu exista nimic pentru mine. Aveam și o vârstă fragedă, 21 de ani. Nu luasem așa lumea în cap. Aici m-am maturizat. Aici am simțit că am crescut. Pur și simplu. Aici am învățat să spun nu. Nu-mi pare rău că am ajuns aici. Îmi pare rău, doar singurul regret al meu este că a crescut copilul meu, fata mea, fără mine atât. Dar eu că am ajuns aici nu-mi pare rău. Pentru că mai bine mai devreme decât prea târziu. Aici tot ajungeam într-un final. Tu cum ți-ai descrie viața de dinainte de închisoare? Și bună și rea. Adică am avut și o viață bună și... Adică am trecut așa, mai prin multe de mic. Mama a murit, aveam 4 ani. Am rămas eu cu sora mea și cu tatăl meu. Tatăl meu s-a recăsătorit, dar a dat o femeie minunată care ne-a crescut ca pe copiii ei. Ce vă să vă spun, că am avut simțul necesar, dar... Vedeți, eu am vrut mai mult, mai mult. Am
plecat prin alte țări, dar tot aici m-am refugiat. N-am avut o viață urâtă până să intru în anturajul ăsta cu superfiante, cu drog. Mariana își povestește anii adolescenței cu seninătate și cu un regret amarnic. Nu știe să spună ce avea în cap la vârsta respectivă. Știe doar că avea un curaj nebun și că nu era frică de nimic. A intrat într-un anturaj al străzii destul de dubios, dar care pe ea o atrăgea ca pe un magnet. A vrut să fie altfel și să demonstreze că poate să-și trăiască viața așa cum dorește. A cunoscut, datorită anturajului, fel și fel de lume. Cum a fost întâlnirea cu drogurile? A fost o întâlnire care n-am cum să uit, evident. Eram la o petrecere și cineva mi-a oferit. Și am acceptat. Treceam printr-o perioadă mai grea atunci. Mă despărțisem de tatăl fetiței mele și mi-a plăcut că uitam de tot. Poate m-am refugiat în chestia asta. Poate mi-a și plăcut, nici eu n-am găsit răspunsul, dar a fost, cred că, amândouă, nu știu ce să spun. Dar îmi plăcea că uitam. Pur și simplu nu mai sufeream după, din cauza lui X, a lui Y, nu mai mă interesa nimic, pur și simplu. În afară de cu tot ce am făcut eu, niciodată nu mi-am lăsat copilul, a fost pe primul loc familia. Tatăl meu până m-a arestat n-a știut că consum droguri. A aflat când m-a arestat de la anchetatori. Ce reacție a avut? I s-a făcut rău. A cerut apă cu zahăr. Îl înțepa foarte tare inima. Ce droguri luai tu? De toate. Cocaină, iarbă și am terminat-o cu heroină. Ai fost dependentă? Începusem, da. Trăgeam la folie. Și începusem, da. Aveam noroc așa că plecam, veneam și unde mă duceam eu, în lumea care eram eu, nu. N-aveam cum să trag așa ceva. Dar făceam pauze de astea. Dar începusem, în ultimul timp începusem să fiu independent. Nu ți-a fost niciodată frică? Ba da. Știu că într-o seară am început să plâng și am zis că nu mai vreau. Dar era prea târziu pentru că era independența prea mare. Deja exista râurile. Eu chiar nu mai vreau, dar... Nu. E o independență foarte mare. Nu există, nu pot, dar... Vă dați seama că n-aveam mintea de acum. Eram totuși un copil. Așa consider eu. De unde făceai tu rost de bani pentru droguri? Ce sunt la închisoare cu fete. Le băgam pe anumite site-uri și bani făceam. Era încă o copilă când a cunoscut drogurile. Era încă o fetiță când a cunoscut iubirea și apoi maternitatea. La scurt timp după întâlnirea cu narcoticele, Mariana a început să aibă tot felul de aspirații. A vrut să aibă din ce în ce mai mulți bani. A găsit, a crezut ea, calea cea mai scurtă de a se îmbogăți. Nu s-a gândit o secundă că nu este corect și nici legal ceea ce vrea să facă. Avea în cap un singur gând, să facă bani. Mariana este, așa cum se descrie singură, oaia neagră a familiei. Povestește cu mândrie despre familia ei, descriind-o ca fiind una decentă. Cam cât cheltuiai tu pe săptămână, pe zi, pentru droguri? Nu cheltuiam foarte mulți bani pe droguri. Adică nu consumam foarte multe droguri, să nu mai știu de mine, nu. Care a fost cel mai greu moment în închisoare? M-a arestat. Atunci m-a arestat. Nu puteam să-mi văd viața cu copilul meu și fără tata, pentru că pe ei doi iubesc cel mai mult pe lumea asta. Nu puteam să stau fără ei. Nu puteam, cum o să crească, mă gândeam, cum o să crească fata mea fără mine, când o să fie răcită sau o să doară ceva, sau o să vrea ceva, că se face mai mare. Cum o să, eu nu o să pot să fiu acolo, să o ajut, să o fac bine.
Dar până la urmă am zis că trebuie să plătesc pentru ceea ce a făcut, că nimic în viața asta nu rămâne neplătit. Și am zis că până la urmă e bine că e mică și când e mai mare, că dacă era mai mare simțea mai mult atunci lipsa mea. Am zis că o să ies de aici, m-am ridicat singur în picioare și am zis că pot să trec și peste asta. Cum îți vezi viața de după închisoare? Frumoasă. Frumoasă pentru că acum știu să-l prețuiesc libertatea. Mă săturasem la un moment dat, așa, nu știu ce era în capul meu. Acum văd altfel viața. Fiecare zi, fiecare o să o petrec, o să mă bucur de ea. O să văd o viață liniștită, alături de familia mea. Tu ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Cel mai important e să te iubești în primul rând pe tine, familia e cea mai importantă, copiii, cei care te iubesc cu adevărat. Îi vei povesti fetei despre închisoare? O să mă întrebe, vă dați seama că deja are 6 anișori și chiar mi-a pus întrebarea asta că cum ai ajuns aici. Și n-am putut să-i spun, vă dați seama, i-a spus, o să-ți povestească mami când o să vină acasă. O să spun cum a fost și a bine, mi-a spus. Chiar m-a întrebat. O să-i spun, o să-i spun așa, o să-i spun că am ajuns aici, dar o să văd cum, o să mă pregătesc înainte de a-i spune. Celor de afară le vei spune că ai făcut închisoare? Da, nu mi-e rușine cu mine însumi. Oricine poate greși. Pe Mariana am cunoscut-o în urmă cu 3 săptămâni în penitenciarul de femei de la Târgșor. Era emoționată și plină de speranță. Mai avea de stat în închisoare doar o zi. Mariana se află la prima condamnare. Spune cu fermitate că ea nu va mai ajunge vreodată în închisoare. Își amintește cu tristețe ziua în care a intrat în lumea condamnaților. A crezut că moare de durere. A refuzat chiar să intre pe poarta temniței. 2 zile nu a putut să închidă ochii. Nu-i venea să creadă unde a ajuns și ce a făcut. Regrești ceva? Da. Asta spuneam pentru că regret foarte mult. Dacă aveam mintea de acum, nu făceam niciodată așa. Nu pot să spun că eram foarte mică sau... Dar vedeți, chestiile astea de anturaje, eu fac, eu trec, mi-a intrat și șmecheria așa în cap. La ce vârstă ai devenit tu, mamă? La 20 de ani. Cum e să fii mamă la vârsta aia? Eu am fost bucuroasă, am fost fericită că am adus-o pe ea pe lume. Tatăl fetei știe unde ești? Da. Ce a spus? Știe că sunt aici. Tu câtă școală ai? 5 clase. De ce n-ai făcut mai mult? N-am mai vrut să mă duc. De ce? Chiuleam. Ziceam că n-am timp să stau pe afară. Părinții mei tot se luptau. Eram prea răzgâiată, eram prea... N-am mai vrut. Cum trece o zi la închisoare? Depinde, una mai bună, una mai rea, depinde ce toane. Câteodată te ia focul, te ia dorul, n-ai chef de nimic. Depinde fiecare cum. Eu am decis să-mi fac pușcăria mai ușor. Să nu mai mă gândesc așa mult. M-am gândit, o să dați seama, am 4 ani când m-am gândit. Am zis că nu mai are niciun rost. Am regretat, am plâns. Pe tine te-a impresionat povestea vreunei colege? Nu. Pentru că nu cred. Eu nu cred că nimeni aici nevinovat. Poate, nu știu. Poate o fi printre noi, dar nu știu, așa. Nu știu, nu m-a impresionat. Fiecare cu fapta ei. Și eu nu prea vorbesc așa de fapte, de... Eu sunt mai mult
să râd, să glumesc, să ne jucăm table, remis, ascultăm o muzică, să ne treacă ziua. Cum sunt sărbătorile la închisoare? Foarte grele. Atunci simți, cum se spune aici, pușcăria noastră. E foarte greu de sărbători, mai ales de Moș Nicolae, când vine Crăciunul, Revelionul, Paștele. Și vara e greu, când vezi că ți se închide ușile și când se lasă seara, ce frumos e afară, ce cald e, te-ai dori să fii și tu. Ai vrea să ai putere, să nu știu, să rup gratia, nu știu, să ieși, faci ceva. Mai ales de sărbători, când știi că ai copii, când știi că ai... E foarte greu. Cum faci față dorului aici? Îmi aling durerea, la telefon, la vizită, la... Cât se poate. Cu doar o zi înainte de eliberare, nu putea dormi și nu mai avea deloc răbdare. Se vroia cu disperare un om liber. Își imaginase de sute de ori ziua în care va părăsi penitenciarul. Avea să fie o altă persoană. Una responsabilă, reinventată, într-o lume plină de suferință și de dor. Avea să fie o nouă Mariana. De-abia așteaptă să-și îmbrățișeze fetița și să stea cu ea ore în șir. Din cauza rebeliunii ei din adolescență, a pierdut cei mai frumoși ani ai copilei. Nu a fost lângă ea când a început să vorbească, atunci când a fost bolnavă sau când a mers la grădiniță. Care este primul lucru pe care îl vei face când te vei elibera? Mă duc acasă.